Bună și bine v-am găsit la un nou King Show, dragii mei. Eu sunt Alexandru, dumneavoastră sunteți cei mai tari telespectatori care există pe planeta asta. Văd că lumea vorbește, măi, nu mai vorbim, că am intrat în direct, ce naiba facem? Hai să ne încălțăm puțin. Dragii mei, să știți că eu astăzi am fost foarte agitat, am avut multă treabă, așa că n-am reușit să mă încalți până la capăt. Important este că am reușit să culeg câteva flori azimeață de la mine din castel. Astea roz sunt pentru sărbătoritatea noastră de astăzi, pentru nimeni alta decât Vicky Merșoreanu. Aplauze, vă rog frumos! Mama mea, cum s-ar spune, Vicky Merșoreanu, astăzi am plinit o frumoasă vârstă, am plinit 18 ani. Te rog frumos să iei microfonul. Mulțumesc foarte mult și eu. O dedicație. Nu, eram cu domnul George Dragomir, maestru. Da, mamă, care... câte flori pentru regina noastră, Vicky Merșoreanu. Da, mulțumesc. Așa? Mulțumesc din suflet pentru colegii mei. Primul ca să... Și Shakira are niște flori acolo. Mulțumesc. Mulțumesc din suflet, mulțumesc din suflet, copii. Mulțumesc. Vai, vai, ce frumos. Aplauze, vă pup pe toți, vă pup pe toți, vă mulțumesc păi, din suflet. Vă dă și mie flori, că trebuie să-i dau și eu flori, mămicii mele. Dă-mi și mie florile alea de sus de acolo, că și eu am cules. Lasă, Alexandru, că tu îmi dai mereu flori. Hai mă, nu mă faceți de rest. Eu îți dau dragostea mea cum ar veni, nu mulțumesc, alții, da. Alexandru, tu ești exact. Cel mai bun copil și tu totdeauna îmi dai flori. Așa este. Da. Să știi că astăzi te-am văzut venind cu bagajul ăla al tău de voyaj, cu care ai fost plecat în Paris săptămâna trecută. Am fost săptămâna trecută, da, și m-am întors. N-am stat mult, m-am bronzat. De ce? De ce? N-am stat mult că am avut puține probleme de sănătate. Ei, nu poți să cred că regina Vicky Merșoreanu e și abonat răcită ca alte persoane? Da, bineînțeles, sigur că da. Și m-am și bronzat. M-am bronzat. Cum te-ai bronzat? De o parte sau pe alta? Am în două părțile, și colo și colo, da. Păi să știi că arăți mult mai bine și mult mai sexy, că se zice că atunci când vine vara trebuie să fii mai frumos, mai senzual. Dragă, să știi că fac puțină cură de slăbire, că m-am îngrășat foarte tare. Nu e adevărat, hai să faci o piruetă, te rog. Nu fac nicio piruetă. Hai, mă, că e slavă, hai, mă, că răzbire. De ce? N-ai vârsta mea, păi am și eu niște ani. Tu nu ai nevoie să slăbești pentru că ești frumoasă exact așa cum ești. Da, mulțumesc din suflet. Mulțumesc. Astăzi ai împlinit o frumoasă vârstă, pofim. Nu pot să spun. Regele. Artiștii. Așa? Da. Da, mulțumesc din suflet. Greutate. Maestru George Dragomir. Bine. Vicky, am o grămadă de flori pentru. Eu ți le-am adus astăzi. Mulțumesc din suflet, Alexandru. Am și exact. Nuferi, că am și nuferi. Ia uite, ăștia albi, foarte frumoși, foarte frumoși. Colegii mă iubesc și mi-a adus și Aurelia nuferii. Aurelia a adus nuferii? A adus și ea nuferi, da. Of, nu vreau să mă gândesc ce a făcut azi dimineața Aurelia de a veni cu nuferii ăștia la tine. Dragă, dar a fost pe lac la Snagov. Da. Așa, acolo sunt nuferi, sunt... Și știi unde mai sunt? Pe Văcărești, acolo, pe lacul ăla, știi? La Floreasca. Nu la Floreasca, unde dragă. Sunt broașe testoase. Nu, dragă, pe Văcărești, unde este delta asta, cum să spun eu. Ah, delta capitalei, știu, gata, poze acum. Acolo stă Semipluc. Da, e adevărat, fii atentă, hai să zic o chestie. Da. Mă uit la asta, mica noastră, la Aurelia, care e încântătoare, arată foarte bine. Tu știi cât aur are în casă? Nu mai spune, Alexandru. 12 kg de aur. Păi da, exact. Mă simt ca în Cerușăreasa sau care a plecat cu fără un papuc? Cerușăreasa, da. Nu, așa. Da. Oricum ea nu-și permitea chestii de astea atât de scumpe. Adică aici domnește aurul. Uite-te cât aur are și pe aici. Da. Și la, uite-te, asta este plină de aur. Adică... Aurelia Răceanu este un solist... De excepție, apreciat an de zile, decade peste decade. Știi ce vreau să te întreb? Pentru că tu ești în muzică de atâția ani. Da. Cum a fost înainte industria muzicală și cum este astăzi? Dragă, acum se cântă mai mult manele. Așa, manele. Și ce, nouă nu ne plac manelele? Că mie îmi plac manelele. Eu diseară vreau să mă duc să dau din buric. Dar eu vreau să vorbesc că înainte mai mult folclor se cânta, mai mult folclor. Era lumea mai... Și ce, tu nu o vezi pe Aurelia cântând manele? Nu, Aurelia nu cântă manele. Păi a spus că da, sau nu m-a auzit bine. Aurelia, dar nu cântă manele? Cântă exact! De toate! Un artist polivalent, domnule! Aurelia, eu ți-l recomand pe maestru George Dragomir, care poate compune în orice stil muzical. Chiar și Shakira, la o frumoasă vârstă,
la 18 ani vrea să se lanseze și ea. De ce să nu cânti și tu dacă toată lumea cântă? Eu vreau să dansez manele. Ok. Eu vreau să dansez manele dacă doamna Vicky cântă. Eu sunt bine, stai puțin că mă uit la gâtul tău și ești plină de aur. De unde atâta bănet? De muncă, muncesc. Păi și cine nu muncește? Sunt și oameni în România care nu muncesc? Mai sunt. Mulți. Liniș, păduchi, stradali. Fără număr la? Fără număr la poartă. Când mai exact, bine. Ai dreptate. Fii atentă, să știi că Shakira din România te apreciază foarte tare, iar Shakira aia de acolo, din Columbia, e foarte geloasă pe ea, pentru că nu arată atât de bine. Dragă, și faza e că ea are șurduri. Da, are Shakira noastră, e foarte da, frumoasă. Da, e așa foarte bine. E foarte bine proporționată, da, știi, adică exact cum trebuie. Numai că eu nu sunt pe partea ba, altă. Ba da, ești. A, pe partea aia la asta. Știi tu, da. Da, dar știi că fiecare cu apartenența lui da, sexuală. Da, am și spus în emisiunea. Păi vezi că da. Asta mi-a plăcut la tine. Da, urmează da, și parada LGBT și vreau să mergem împreună de mână. Dragă, merg la paradă. Normal că da, mergem. Dar îmi pun și eu mască așa. Evident așa. Că și eu vreau să port mască. Pentru că noi suntem cu toții egali, indiferent de normal. Religie, culoare, sex sau orientare politică, așa-i? Da, dacă stau să mă gândesc la chestia asta, cred că e adevărat. Cred că ai vrea și tu să te dai pe partea ei la mă duc cu Shakira. Shakira chiar e frumoasă, e și bogată, adică are aur, adică nicio treabă. Dragă, mai facem da. Și glume, trebuie să mai și râdem. Da, e, și cu toate că știu că ți-ți plac bărbații. Bărbații! Ăia care sunt bodyguards, care da, au arată care bine, care sunt, sunt masivi. Adică, da, da, domne, da, când da, ești da. Regina Vicky Melșoreanu, cred că și tu ca bărbat trebuie să fii într-un anume fel, nu merge. Da, dragă, sigur că da. Dragă, pot să dau și eu niște dedicații înainte? Da, te rog frumos și apoi câțiva o piesă. Alexandru, fii atent. Da. Astăzi am o prietenă care am copilărit cu ea și se numește Gina Constantin. Gina Constantin, te și pupăm și te iubim. N-am văzut-o de 3 ani de zile, dar îi transmit multă sănătate și mult noroc în continuare. Ieri a fost ziua mea și ce să zic, îi mulțumesc la toți fanii mei și la toți colegii mei și la toți cei care m-au, care m-au sărbătorit și mi-au da. Și ție îți mulțumesc că și ai eu. Fost singurul care m-ai sunat pe telefon și nu mi-ai trimis mesaj. Tu ai fost copilul normal, meu păi și tu mai. Da, și am vrut să te aud da, așa da, și da, să da. Simt bucuria. Deci, și chiar făceai poze undeva într-o da, grădină de trandafiri, da? Da, 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 și cu piscina așa. Normal. Și cu piscina. Și pe urmă am înțeles că te-ai și dus să să trăiești bine cum ar veni, că te-ai dus cu toți oamenii. Și vreau să mai transmit niște Florin felicitări. Și lui Florin Cheltuitoru, și lui Antonio, și lui Antoaneta Manea, da. Și lui domnul Doru, și lui domnul Sebastian, și la toți colegii mei, și toate colegele mele, și lui Veverița. Așa e. Și fii atentă și tuturor celor care și lui domnul Stelian Fulga. Bine, și să nu uitați Fulga, că la ora 20 avem Fabrica de Fabrica Sănătate. De sănătate. Ești minunată, să știi, ești minunată și locuiești. Și voi cânta și eu niște piese, uh-huh. Pentru că toate fetele cântă folclor. Da, iar tu vei cânta altceva. Vreau să schimb registru muzical și să cânt niște piese așa, de suflet și pe toate le transmit pentru frații mei, Tudorel și Mircea, care sunt niște oameni extraordinari și ascultă aceste piese ale mele cu mare dragoste și pentru sora mea care are o mare supărare, dar a trecut... Și pentru Tase care nu, ne apreciază... Nu, nu? Nu, mai lasă că e plecat la Odorheiu Secuiesc. Pe bune, vai, pe bune, da. Plec nu, și eu. Nu, nu, e plecat la Odorheiu. Ea a plecat, da, atunci da, nu mai putem să facem, da. Bine! Bine că mi-ai zis, bine că mi-ai zis, okay. Bine. Haideți, haideți! Muzica, două piese, nu? Da? Muzica, nu, maestro! Hai! Hai! Dragoste buruiană pe câmpii, pe câmpii întinse și pustii, vântul fără boie m-a mânat și pe unde am vrut el m-a primat. Dragoste buruiană
frig, inima sfâr, sfâr, sfâr. Nici urzica nu mă urzica, dragoste buruiană, de ce mi-ai fript inima, sfâr, sfâr, sfâr. Dar abia acum te înțeleg și la noapte vreau să te culeg. Firai să fii buruian rea, dragoste buruiană rea, care-ți frige inima, sfâr, sfâr, sfâr. Să te arunc în prag la draga mea, dimineața când s-o arăta, să te calce fără ca să vrea și să-i fric și ei inima rea. Să te calce fără ca să vrea, firai tu să fii inima mea. Să te calce fără ca să vrea și să-i frică și ei inima. Scriu acum, Ionică, maică, că tu e singurul meu fiu. E drept, nu ți-am mai scris de-o vreme, dar nici adresa nu ți-o știi. Mă doare inima, Ionică, mă supără din când în când. Dar nu mai mărdurea, Ionică, de mi-ai trimite cât un râd. Ionică, Ionică, băiatul meu cel bun, te-așteaptă o bătrânică departe într-un cătun. N-ai grijă și n-ai teamă, că-și traiul meu ușor. Ionică, Ionică, de tine mi-este dor. Am tot ce-mi trebuie pe masă și n-am nevoie eu de bani. Pe tine te mai vreau acasă, că n-ai venit de ani și ani. Aud că ai mașină mică, dar vezi că-i drumul greu la noi. Dar poți să vii cu ea, Ionică,
zice mama de noroc. Ionică, Ionică, băiatul meu cel bun, te-așteaptă o bătrânică departe într-un pădur. N-ai grijă și n-ai teamă, dă-și traiul meu ușor. Ionică, Ionică, de tine-mi este dor. Am recipisat telegrame trimisă noaptea de Crăciun. Te-am căutat, băiatul mamei, de maică ta ca să-ți spun. S-a dus și bietul moșulică, ca așa vreo domnul mie l-a luat. Pe tine te mai am, Ionică, dar tu ești veșnic ocupat. Ionică, Ionică, băiatul meu cel bun, te-așteaptă o bătrânică departe într-un cătur. N-ai grijă și n-ai teamă, că-și traiul meu ușor. Ionică, Ionică, de tine-mi este dor. Extraordinar, Vicky Merizoreanu, mamă! Ce plăcere să o ascult pe Vicky, care e cea mai cântată solistă și e și polivalentă. Bravo, excepțional, bravo, ai stil, aplauze. Bravo, sărbătorita noastră este minunată. Vezi că pe ăștia iau eu, te rog, îmi plac nuferii, firar să fie. Ești minunată, am primit 274 de mesaje din partea fanilor noștri din Argentina, Peru, Brazilia, Mexic, Cuba, Thailanda, Spania, Italia, Germania, Portugalia, Uruguay, Paraguay, Franța, Chile, Lima și Republica Moldova și toată lumea a spus că da, regina Vicky Merișoreanu își merită coroana! Aplauze, vă rog frumos! Iau microfonul și vreau să îl dau unui mare maestru, unui om de aur care a câștigat o grămadă de premii, o grămadă de trofee în creația muzicală românească, care este mare și las. Tap și la purtat, mă rog, zic și așa ca să... Bună seara, domnul maestru, ce faceți? Să ne vadă lumea că suntem împreună, nu, la modul exact, că suntem învingători amândoi, adică la modul ăsta. Ce faceți, domnul? Nu, nu-mi place când vorbim, nu trebuie să vorbiți în spate. Hai să fim cuminți, că nu suntem la grădință, ok. Ce? Gălă, bă, eu am ceva că e... Păi la școală omul înțelege, copilul ăla înțelege, dacă îi spui taci, că nu e ok, că se aude în spate. Nu ce să fac? În activitate, lucrez la mai multe proiecte. Săptămâna viitoare voi fi iarăși plecat la câteva festivaluri, unul la Mamaia, organizat de solistul Mihai Trăistariu, altul la Bran, organizat de maestru Walter, compozitor, interpret. Adică dumneavoastră veți fi mare jurat acolo, cum s-ar spune, nu? Jurat și înjurat, ca de obicei. Da. Trebuie să fie. Ați creat animozități. Adică... Dar vreau să vă întreb o chestie. Am primit un mesaj la un fan din Peru și mi-a spus că domnul George Dragomir a fost cumpărat astă primăvară la un festival și eu vreau să vă întreb și să jurați cu mâna pe Biblie, pune mâna aici cumpărat, pe Biblie, așa. Așa? Dacă n-ai fost cumpărat vreodată la vreun festival, adică ai dat premiu fără ca acel concurent să fi meritat, mamă ce ghiul ai, așa. Așa, nu, n-am fost cumpărat, eu nu-mi notez elevii la festivaluri, nu notez în secțiunile de creație piesele, indiferent că adică dumneavoastră sunteți obiectiv, cum s-ar spune, așa-i? Mă retrag, sunt neutru din punctul ăsta de vedere. Notez
ceilalți concurenți, bineînțeles. Adică întotdeauna ați dat premiile pe merit, ca să nu existe confuzii, că uite că în Peru lumea crede că... Nu, se pot cere notele, unele festivaluri au notele la vedere, deci da, sigur, asta e foarte bine, adică doamna Carmen ar fi supărată că se uită astăzi la noi, tu ai putea arăta premiile și ar înțelege că da. Poate să ceară notele. Vă întreb o chestie, aveți idee, maestre, câte piese câștigătoare la festivaluri naționale aveți până la momentul ăsta? Peste 50. Ba, eu cred că sunt mai multe, că eu le-am numărat aseară și erau 79. De ce sunteți modest? Peste 50, da. Da, plus eu că nu știu fix, mai e vorba aceea, adică faptul că eu sunt elevul dumneavoastră, deja aveți două trofee. Da. Vezi că ai primit și tu o diplomă cândva de la mine. Da, exact. Da, la femina, adică... Trebuie să o pui în ramă. Best female. Eu și Loredana Groza. Trebuie să o pui în ramă. Da, așa este, vă își pune. Am înțeles că pregătiți o surpriză. Surpriza muzicală. Bine, sunt multe surprize pe care le pregătiți, dar e o surpriză surpriza muzicală. Surpriza aceea o voi lansa săptămâna viitoare. Pe bune? Adică unde? Pe canalul dumneavoastră de YouTube? Da, pe Vali Dragomir, dar va fi lansată în primul rând de Mirela Lepădatu, care o cunoște, a fost la tine în emisiune. Da, și e foarte talentată. Da, e mega talentată, da, felicitări. Da, și ea va lansa piesa la festivalul acesta de la Mamaia. Cu Trăisariu? Da, da. E bine, am înțeles că sunteți foarte apreciat în întreaga țară, adică nu există județ care să nu vă invite la, plec și la Iași. Festivaluri. E pentru a doua oară când mă întorc acolo. Bine, vreau să vă pun o întrebare. Din toate regiunile țării, care este cea mai bogată în talente? Hai să spunem că noi ăștia din București. București. Evident, bravo se! Știți de ce? Pentru că Vicky s-a născut în București, pentru că Aurelia e în București, pentru că Georgiana e în București, pentru că Getuța s-a născut în București, pentru că doamna Mimi se îmbracă și se încalță atât de bine. Știi că e crocodil? Acolo e crocodil. Știi cât au costat toată fie aceea? Nu știu. 4.700 de euro. Hai să rectificăm întrebarea. Bine, hai să rectificăm. Pe zone de interpretare. Pe zone geografice. 5 zone sau 6 câte există. Păi ți-am zis la metru pătrat câte talente sunt. Uite, de exemplu, voci foarte bune de muzică populară sunt și în Râmnicu Vâlcea. Păi și Râmnicu Vâlcea în ce județ? E în Vâlcea. Păi... Nu, acolo sunt trei talente. Nu compare Ilfovul București cu... Bine, nu compare. Păi nu, aia e zero. Ne cântați două piese acum? Una. Ce piese ne cântați? Acum să vedem... Compuse de dumneavoastră sau de... Înțeles. Da, păi... De mine. Așa? Am înțeles. Hai să vă vorbim puțin de colaborarea pe care o aveți cu Diva, Diana... Ion. Diana Ion, da. Ion. Cum ați început colaborarea? Este o foarte bună cunoștință a doamnei Viorela Filip. O apreciez foarte mult. A lansat și o carte La capăt de infinit, unde se regăsesc foarte multe poezii, texte, scrise și acum 15 ani. Deci o carte bogată din toate punctele de vedere. M-au atras foarte mult textele dumnei și bineînțeles că am decis să avem o foarte bună colaborare. Așa. Pe internet au rulat niște poze ușor de ochiate cu dumneavoastră și cu doamna Diana Ion. Da. Adică ce căutați în noaptea aceea, pentru că era noapte, nu, ce căuta dumnei la dumneavoastră în poală în noaptea aceea. Am văzut pozele, pot să vi le trimit. Da. Păi spuneți că aveți colaborare profesională, da, și atunci de ce era între picioarele dumneavoastră în poze? Publicul să... Nu, că erați îmbrăcați, stai puțin, erau îmbrăcați. Păi normal, că doar nu eram... Da, da, selfie, dar se vedea tot corpul. Păi normal că se vedea. Așa. Nu, avem doar o relație foarte bună, o... Nu, că lumea spune, lumea spune că sunteți împreună. Doamna e căsătorită? Nu. Păi și atunci tu ești căsătorit? Nu. Doi oameni, un bărbat de căsătorit și o femeie căsătorită. Și doamna stă pe picioarele domnului, adică, mă rog. Da. Eu n-am zis că sunteți împreună, că de obicei așa lucrează profesional toți oamenii. Da. Unul lângă altul, adică așa se lucrează, pentru că este colaborarea mai închegată, cum s-ar spune, nu? Și aveți succesul mai mare. Da. Da. Hai să vă ascultăm cu piesa asta, care nu știm cum se intitulează, sau știm? Vom vedea, nu știu. Vom vedea. Bine, hai să înceapă piesa maestrului George Dragomir. Aplauze! Vin într-una zile întregi, pleacă parcă în zbor. Departe de tine mi-este dor, mamă vrea.
oceanul ne desparte și gândul călător sărută-mă pe ploape cu mângâierea ta. Te vreau mereu aproape, doar cu tine, mamă dragă, te voi iubi pe care George Dragomir. Cine a compus această capodoperă muzicală, domnul nostru? E compusă de mine, așa? Pe versurile domnului Marian Stere și este prima piesă pe care o aveți împreună, în colaborare cu dumnealui. Da. La ce v-ați gândit de a ieșit această minunăție? Este vorba despre o relație dintre o mamă și un copil, un băiat, de o relație care este la distanță, de un băiat plecat, departe de... Spania, culege căpșune? Nu știu. Așa, e o piesă pentru festivalurile în general care fac parte... A participat piesa la festival? Da, 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 da. Și a câștigat? Da, a cântat-o prima dată Mirela Lepădatu. E foarte talentată Mirela. Da, și a obținut locul întâi. Aplauze! Așa, și apoi... Și ulterior tot Mirela a prezentat piesa. Și urmează să o prezint și eu. Dacă și să dorești, câștig și eu trofeul. Sigur. Trofeul Aurelia Răceanu. Vino cu acea, Aurelia. Două cuvinte de maestrul nostru. Ce părere ai tu de maestrul George Dragomir? Ce să spun? Păi este foarte e bun, nu? Adică bun, așa chiar. Bun, da. E bun, îți place de el? Da, da. Păi nu, dar arată bine. Îi spune-i, bravo, Aristil, spune-i. Bravo, Aristil. Bravo, aplauze. Asta înseamnă. Știi de ce? Pentru că mi-am dat seama aseară când am postat anunțul pe pagina oficială a emisiunii și toată lumea, mama, a fost mega încântată, că voi chiar sunteți apreciați în showbizul românesc. Adică oamenii nu pot trăi fără voi și atunci când nu vă văd la televizor, vă caută pe YouTube și vă ascultă de mama focului. Aurelia Răceanu are două piese super șmechere care vor fi interpretate în această seară la King Show, sezonul al patrulea, spune. Nu, că nu m-a auzit. Hai, mă! Sezonul al patrulea. Exact. Ce fac nepoțica? Ce face fetița? Foarte bine.
Am vrut să spun ce fac fetița și nepoțica, știa că era subiect multiplu. Crește, crește, se nepoțica face. Crește. Da. Și fata scade. Și... nu, crește și ea. Crește, am înțeles că au foarte mulți bani acolo, în ce țară sunt ele plecate? În Olanda. Olanda. Dar cine azi? Tu de unde știi, Florentin? În Olanda. Da, mă rog, aplauze, vă rog, și pentru ăsta amica nostru, Florentin Iacob, care și-a făcut curaj și a venit de dragul lui Vicky Merșoreanu, care Vicky e o somitate în muzică. Vicky mulțumește din suflet. Normal, normal. Maestru George Dragomir, deja e maestru, fii atentă că este lansat de acum 10 ani. 10 ani, nu mă înșel, nu? Nu. Da, la gară, da, mă rog. Așa, acum 10 ani, suntem în 2018, deci era 2008. Exact. Dumnealui este o mare somitate în muzică, compune, cântă și predă. Aplauze. Păi ce poți face de atât? Ce poți face? Aurelia, vreau să-ți propun o afacere. Ia de degetul ăla mare al tău. Ăsta marele? Nu, ăsta micul. Așa. Hai să facem și noi o școală de canto, pentru că la momentul ăsta toată lumea deschide școli de canto. Sigur, așa. Sigur. Ai voce, n-ai voce, poți să predai, știi? Da, ne ocupăm de copilași, nu? Și tu știi cât costă o oră de canto în București? Da. 100 de ron. 100 de ron. Și dacă ești o țară Baraban, cea 300 de ron. Gata. Dar noi începem la nivel de la mic. Domnul rege, facem o afacere, cât sigur că da. The King School. Oh. Aplauze, vă rog. Așa este. Așa este. Ce-ți face nepoțica? A mai crescut, a mai scăzut? Ce face? Crește, să face măricică. În iulie vine iar în vizită la bunicuța. Auzi, nu cumva vin prea des? Tu nu te simți așa invadat în spațiu public când nepoțica anunță că vine? De ce? Pentru că eu așa m-aș simți dacă mi-a spune cineva că vine la mine vizită și eu n-aș avea chef. Păi mă lau și eu, ce vrei? Știu, dar tu ești foarte ocupată cu cariera. Fii atentă, de 3 ani de zile de când te cunosc eu pe tine, tu ești într-o continuă ascensiune. Adică, cum faci tu față succesului când ai și o familie de ținut acolo în Austria sau în ce țară sunt? Trebuie să și muncim, nu? Mie îmi place Amsterdamul, dar vă rog, așa. Păi eu muncesc de viață întreagă. Ochii tăi verzi au fost moștenit de nepoțica ta? Nu, eu n-am... Ba da, e ochii verzi, ba da, stai, vino eu am mică prui, măi. Nu, are ochii verzi, nu, uite-te. A, atent. Luminile, probabil. Ochii verzi, ăștia sunt ochii verzi. Nepoțica mea, auzi, prui. Domnul rege, nepoțica ea are albaștri, iar fata mea ea are verzi. Deci da, și tu iai căprui. Eu iam căprui și fură inima oricui. Bine, ce frumos. Numai Aurelia, că Arceanu? De când sunt văduvă, n-a furat-o la nimeni. N-ai furat-o la nimeni de când inima, ești văduvă? Inima. Nu cunosc chestii de-astea, asta e jargon. Am ajuns la bătrânețe. Nu luăm amendă, nu? Adică eu n-am furat-o niciodată. Adică am direct, mă rog. Așa. Ideea este că tu ești foarte talentată și foarte apreciată de toți oamenii care ne urmăresc în această seară. Și pentru ei vreau să dedici două piese. Da, cu multă plăcere. Semnate de tine. Adică tu ești cantautor, așa se spune, nu? Când ești și compozitor și cântăreț. Așa este, da. Asta este. Înseamnă că ești un artist complex, polivalent, da? Aplauze pentru Aurelia Arceanu! Mulțumesc, mulțumesc! Din ochi ne vedem.
nici nu te-am uitat, măi. Dragoste neîmplinită, inima nefericită, inimioară ca a mea, nu doresc la nimeni, mă. Numai cu ochii mă uit și-mi pare că te sărut, mă. Mă gândesc mereu la tine și-ar vrea ca să fii cu mine. Doamne, cât de greu e dorul dacă nu e că e mai rea ca moartea. Mulțumesc, mulțumesc, mulțumesc. Și-ai cântat.